Semaforul din intersecția de la Catedrală a cedat de aproape 2 săptămâni, la nici 2 luni după ce se întâmplase același lucru și cu cel de la Vâlcea. Autoritățile au făcut în zadar demersuri către firma furnizoare pentru a furniza piesele de schimb care s-au stricat. Acestea nu se mai fabrică pentru că modelul este foarte vechi. Este o defecțiune la automatul acelor semafoare. Am contactat producătorul. Aceste semafoare au fost montate în 2004. Acele automate nu se mai fabrică, linia, producătorul a spus că nu mai poate să le repare, caută o soluție pentru a găsi un automat compatibil. În cazul în care nu găsim un automat compatibil, suntem nevoiți să cumpărăm din nou acel sistem de semaforizare pentru toată intersecția. Autoritățile nu știu când vor putea rezolva problema apărută la semaforul de la Catedrală și nici cum se va putea semaforiza zona. Ele iau în calcul înlocuirea semafoarelor din municipiu pentru a se evita problemele, conștiente că de acum încolo orice problemă va apărea, va fi greu de rezolvat. Până se va găsi o soluție, șoferii vor trebui să aplice regulile de circulație. În momentul de față, intersecția este semnalizată corespunzător, deci se poate circula ca într-o intersecție care nu este semaforizată. Conducerea DASIP ia în calcul posibilitatea inițierii și depunerii unui proiect pe fonduri europene prin care să schimbe sistemul de semaforizare al orașului, care este vechi cu unul modern care să nu mai cedeze când nu te aștepți.